După cum sigur v-ați dat seama deja, noi aici la Happy Cafe, pe lângă minunatul jingle, show, voiam să zic, spectacol showman, cu care Vlad showman ne bucură aproape de fiecare dată, avem grijă să vă aducem în prim plan și discuții pe subiecte care țin de sănătatea noastră, fizică și psihică, și să încurajăm controlele medicale regulate. În acest sens, invităm în fiecare săptămână specialiști, medici sau terapeuți care își doresc să contribuie la acest demers al nostru. Subiectul de astăzi este menopauza, o etapă firească a vieții fiecarei femei, dar care de multe ori vine cu o serie de întrebări, griji, dificultăți. Pentru a înțelege mai bine acest proces și impactul său asupra sănătății femeilor, am invitat-o astăzi alături de mine pe doamna dr. Anca Sultan, medic specialist în obstetrică și ginecologie. Ea ne va explica pe larg ce transformări au loc în corpul nostru în această etapă și cum să avem grijă de noi. Doamna dr. Anca Sultan este astăzi alături de noi. Bun găsit, doamna doctor! Bună ziua și mulțumesc mult pentru invitație! Și eu mă bucur și mulțumesc pentru că ați acceptat invitația și pentru faptul că astăzi vom dezbate un subiect care e de interes pentru toate femeile, pentru că vrem, nu vrem, acolo ajungem. Despre menopauză vorbim. Și e o etapă din viață pe care noi, aproape toate, cred că o privim cu teamă. Avem motive să fim îngrijorate în ceea ce privește menopauza? Din păcate, menopauza încă e un subiect tabu pentru foarte multe dintre noi, ceea ce nu e tocmai bine, pentru că menopauza vine cu o serie de simptome care pot să fie extrem de agresive și supărătoare. Pe de altă parte, deficitul hormonal care apare în menopauză ne crește foarte mult riscul pentru anumite afecțiuni cronice și atunci ceea ce trebuie să înțelegem este că nimic din ceea ce se întâmplă la menopauză nu este ireparabil. Important este să ne deschidem, să mergem la doctor și să nu suferim în tăcere. Și iarăși, din păcate, în ultima perioadă există o tendință de a intra mult mai devreme la menopauză. Asta a coroborat cu faptul că speranța de viață a crescut destul de mult, ajungem la concluzia că o mare parte din viață, dacă nu chiar jumătate din viață, trebuie să o trăim la menopauză. Și atunci e important să înțelegem că sunt foarte multe lucruri pe care le putem face pentru a ne crește calitatea vieții și că putem duce o viață lungă și activă și în perioada de menopauză. Dar haideți să vedem întâi la ce vârstă să ne așteptăm să se instaleze menopauza. Când ar fi normal, ca să avem așa cumva o privire de ansamblu mai teoretic, bună. Teoretic, vârsta la care intrăm la menopauză este undeva între 45 și 55 de ani, cu o vârstă medie de 51 de ani. Dar există și situații în care putem intra la menopauză prematur, adică undeva între 40 și 45 de ani, sau putem avea o insuficiență ovariană precoce, vorbim despre acele femei care ajung la menopauză înainte de vârsta de 40 de ani, sau mai există și menopauza tardivă, care apare după 55-57 de ani și care deja necesită o atenție specială. Și mai e o categorie de femei, cele care intră la menopauză indus, că e vorba de o menopauză indusă chirurgical, să zicem, numai unei operații de îndepărtare a ovarelor sau în urma chimioterapiei sau radioterapiei care se fac pentru anumite tipuri de cancere. La ce simptome să ne așteptăm în momentul în care debutează menopauza? Dacă vorbim doar despre menopauză și nu premenopauză, e important să știm că sunt peste 100 de simptome care apar datorită deficitului de estrogen și al celorlalți hormoni. Se spune că 85% din femeile aflate la menopauză sunt simptomatice și, din păcate, statistica spune că doar 10-15% din ele se și tratează pentru asta. Există tratament, deci asta e important să reținem, nu trebuie să stăm, să suferim, să îndurăm. Există multiple soluții, multiple terapii, de la terapii alternative până la terapii hormonale. Dar cele mai frecvente simptome sunt, bineînțeles, cele tulburările vasomotorii, bufeurile, toată lumea auzit astea. Exact. Sunt acele valuri de căldură care apar brusc după creșterea bruscă a temperaturii centrale și care se pot însoți de multe fenomene, creșterea tensiunii, atacuri de panică și, din păcate, se pot succeda de mai multe ori într-o zi sau chiar de mai multe ori într-o oră, ceea ce poate să fie extrem de neplăcut. Ne aflăm la servicii într-o ședință și avem 4 bufeuri. Ar fi groaznic, adică asta ne-ar scoate complet din câmpul muncii.
Pe lângă asta sunt simptomele la nivel urogenital, care sunt foarte multe și iarăși statistica spune că 60% din femeile aflate la menopauză experimentează simptome la nivel urogenital. Mare cifra! De tipul scăciune a zonei intime, da, dispare unie, disurie, infecții urinare repetate, incontinență urinară. Apoi sunt durerile articulare și durerile musculare, pentru că lipsa de estrogen duce la o inflamație la nivelul articulațiilor cu vredoare matinală, care se localizează preponderent la nivelul umerilor, genunchilor, încheieturilor. Avem edeme palpebrale, edeme ale mâinilor, ni se umplă ochii dimineața. Sunt modificările fanerelor, păr, piele, unghii, toate se modifică. Pielea își pierde luciul, nu mai are fermitate, capătă riduri, unghiile se rup mai ușor, la fel și părul. Câștigăm mai ușor în greutate, că asta este iarăși unul dintre principalele lucruri despre care discutăm. Mai ușor în greutate, ne scade rata metabolismului, ne scade masa musculară, scăderea masei musculare duce la scăderea fenomenelor catabolice, deci consumul este mult mai mic, crește cantitatea de țesut adipos cu predispoziție în special în zona abdominală. Și apoi avem, să nu uităm, sunt fenomenele, manifestările la nivel cognitiv, la nivelul sistemului nervos cerebral, pentru că estrogenul este un neuroprotector extrem de important și lipsa lui duce chiar la tulburări de dispoziție, tulburări de cogniție, anxietate, iritabilitate, chiar depresie, tulburări de memorie, cu afectarea memoriei scurtă durată, cu probleme de concentrare, brain fogginess, toată lumea auzit de ceața mentală, se poate ajunge chiar la depresii severe și important este să înțelegem că estrogenul este în strânsă legătură cu receptorii dopaminei și serotoninei, neurotransmițători foarte importanți care ne reglează starea de spirit și starea emoțională. Da. Dacă avem un mod de viață sănătos, mâncăm echilibrat, mergem cu regularitate la sală sau facem sport, lucrurile acestea ne-ar putea ajuta să depășim și mai ușor perioada, să avem astfel de simptome, dar poate într-o stare mai sau la un nivel mai scăzut? Categoric asta o să ne ajute. E foarte importantă conștientizarea unui stil de viață sănătos și corect, dar nu este o garanție cu siguranță că ne ajută. Astea sunt și indicațiile în momentul în care suntem în perioada de premenopauză și menopauză, să avem un stil de viață sănătos, să facem exerciții fizice, să dormim cât trebuie, să ne luăm suplimente, să fim foarte atenți la dietă, da? Dieta trebuie să fie săracă în grăsimi, bogată în proteine, dar probabil că cel mai probabil vom avea nevoie și de anumite terapii ca să trecem mai ușor peste perioada asta. Deci garanții nu există, dar cu siguranță ajută să ne preocupăm de noi. Categoric. La orice vârstă, nu doar acum. Categoric. În pragul menopauzei. Spuneți-mi, care ar trebui să fie relația noastră a femeilor cu medicul ginecolog? Pentru că el e cel care ne oferă tratamentul potrivit, astfel încât să depășim cu bine perioada. Relația ar trebui să fie una cât mai deschisă. În momentul în care mergem în cabinetul medicului ginecolog, să-i spunem absolut tot ce ne deranjează. Să nu ne rușinăm să spunem că avem schimbări bruște de dispoziție, spre exemplu, că acum suntem fericite și în 3 secunde suntem nervoase fără nicio fel de explicație. Să nu ne temem să spunem că nu ne mai simțim bine în cadrul relației intime, nu, că avem anumite simptome care ne deranjează foarte tare. Și în felul ăsta, cu siguranță, medicul va ști ce să ne recomande pentru a putea trece peste toate aceste stări. Și aparent e o discuție pentru femei, dar de fapt mi se pare atât de important să audă și bărbații lucrurile acestea, ca să ne poată înțelege stările, să ne poată sprijini. Este foarte important, pentru că uneori schimbările noastre, atât fizice cât și psihice, la menopauză sunt atât de mari încât partenerii nu ne înțeleg. Se spune că undeva între 40 și 50 de ani este cea mai mare rata a divorțurilor. Iar studiile spun că asta se întâmplă când femeile sunt în premenopauză și menopauză. Ca bărbații atunci sunt afectați în vreun fel de schimbările acestea? Ok, noi avem menopauza, ei ce? Mult mai puțin. E o andropauză, aici e o altă discuție, dar la ei sunt mult mai puțin afectați. Deci, practic, asta ar fi bine, partenerii să înțeleagă faptul că nouă ne e mai greu, nu că... La noi se oprește producția de estrogen, la ei încă continuă producția de testosteron și nu sunt la fel de mult afectați. E o realitate asta, că noi suntem mai afectate. Ce ați îndemna pe
toți partenerii, toți soții, toți iubiții, cum ar putea să-și sprijine să încerce să ne înțeleagă, pot chiar să meargă împreună cu partenerele lor la medic pentru o primă discuție, pentru o consiliere în ceea ce privește menopauza. Nu trebuie să asiste la consultații sau la analize, dar măcar să înțeleagă ce înseamnă, să aibă un pic de răbdare, pentru că lucrurile astea trec cu tratamentul sau terapiile adecvate. Și cu siguranță va fi foarte bine. Deci până la urmă nu e așa. Într-adevăr, sunt lucruri pe care trebuie să le conștientizăm. Nu este nimic de speriat. Important este să vorbim și să discutăm și să mergem la medic. Menopauza este o experiență unică, ca și nașterea, este o experiență unică pentru fiecare femeie în parte. Nu e obligatoriu să avem toate simptomele, dar e important să ne deschidem atât în societate, cât și la medic. Important este să nu mai ducem povara asta în spate, pentru că lucrurile se pot rezolva și putem trăi foarte bine și foarte frumos în perioada asta. În afară de medicul ginecolog, mai putem apela pentru sfaturi, pentru ajutor și în altă parte? Obligatoriu trebuie să mergem și la medicul endocrinolog pentru a vedea cum stă și cu celelalte glande, cum ar fi glanda tiroidă, pentru că există anumite afecțiuni tiroidiene care pot mima o menopauză. Și da, menopauza necesită o abordare holistică și interdisciplinară, în sensul în care unele femei pot avea și anumite afecțiuni asociate, anumite probleme de sănătate care necesită atenția mai multor specialiști, și atunci putem apela și la neurolog, putem apela la nutriționist, la diabetolog, la psiholog, la psihiatru, chiar cardiolog. Există mai multe situații în care trebuie să trimitem pacientele și către alte consultații. Controlul însă anual, în continuare, chiar indiferent de vârstă, e bine să mergem în continuare controlul anual la medicul ginecolog? Va fi cu siguranță anual, mai ales dacă pacienta decide să urmeze o terapie de substituție hormonală. Obligatoriu controlele vor fi la 6 luni sau la 1 an, în funcție de indicațiile medicului.